Revoltă în presa națională, dar și în cea internațională, după ce ursul Arthur, unul dintre cei mai mari urși bruni din România, a fost ucis de către un prinț austriac. Vânător de trofee, prințul primise de fapt derogare de la Ministerul Mediului din România pentru a ucide o ursoaică care făcea pagube într-o localitate din județul Covasna. În realitate, ucis a fost Arthur, considerat și cel mai mare urs care trăia în Uniunea Europeană. Interesant este că vânătoarea la urs este interzisă de 4 ani de zile în România. Concret, fără o derogare, nici nu poate fi vorba de vânători care intră în pădure cu gândul de a ucide urși. Și totuși, contra unor sume interesante, unul dintre cei mai mari urși din Carpați a fost vânat luna trecută în pădurile din Covasna. Prințul primise de fapt derogare de la Ministrul Mediului din România de a ucide o ursoaică cu pui care ar fi cauzat pagube anul trecut la unele ferme dintr-o localitate din județul Covasna, ci nici de cum de a omorâ un exemplar sălbatic protejat, fiind cel mai mare urs din România și probabil și cel mai mare urs care trăia în Uniunea Europeană. Este vorba despre Arthur, un mascul care trăia în adâncul pădurii și care nu venise niciodată în apropierea localităților. Revoltele nu au început să apară, mii de cetățeni întrebându-se cum a putut prințul să confunde o femelă cu pui care vine la sat cu cel mai mare mascul care există în adâncul pădurii. Este clar că prințul nu a venit să rezolve problema localnicilor, ci să omoare ursul și să își ducă acasă cel mai mare trofeu pentru a-l agăța pe perete. Mai revoltată este presa internațională, care indignată declară faptul că poți cumpăra orice cu bani, inclusiv cel mai mare urs brun din Europa. Iar în tot acest timp, premierul României, Florin Câțu, încearcă să minimalizeze cazul, îndoindu-se că Arthur ar fi cel mai mare urs. Nu degeaba, o campanie scoțiană de vânătoare a declarat faptul că suntem o țară ieftină, cu conducători ieftini, politicieni corupți și asta merităm.